Bine v-am regăsit! Să mâncăm cât mai mult pește. O auzim de la medic, de la nutriționist, la televizor, pe internet, peste tot. Și totuși, în România, țară cu ieșire la mare, traversată și de Dunăre, nu se întâmplă nici măcar normalul. Trecem peste faptul că importăm 90% din materia de pe această piață, altfel uriașă, și constatăm că suntem mult sub media europeană în ceea ce privește consumul. Organizația Mondială a Sănătății pune mare preț pe acest aliment, extrem de util în prevenția bolilor cardiovasculare. Ne răsfățăm astăzi cu pește. De fapt, o putem face oricând. Organizația Mondială a Sănătății include consumul între recomandările de top pentru prevenția bolilor cardiovasculare. Pe de altă parte, acest aliment excelent poate fi transformat rapid în balast. Prăjirea în ulei și nu în grăsimea proprie a peștelui face ca proteina din interior să coaguleze. Nu vă mai hrăniți, ci puneți presiune pe proprii rinichi. Explicăm imediat cum și mai venim cu exemple. Cur timp ne vom bucura de zilele libere de Paște. Vine rapid și perioada vacanțelor. Astfel de pauze sunt mai importante decât credem pentru sistemul imunitar uman. Odihna reface, spre exemplu, limfocitele T, parte semnificativă din scutul antiviral și antitumoral. În ultimele luni, importatorii de farmaceutice și dispozitive medicale și-au concentrat atenția pe rezolvarea rapidă, cu costuri mici și fără medicamente, a unor probleme ce țin de sănătatea intimă sau de confortul doamnelor. Au apărut plasturi termici care se aplică în acele zile pe abdomen sau în zona lombară ca să îndepărteze durerea. A intrat pe piață și o serie întreagă de truse care pot fi folosite acasă și ajută la depistarea unor probleme ginecologice. Iar tehnologia ne vine în ajutor cu gadgeturi și aplicații pentru întărirea mușchilor pelvieni. 10 ani de la transplantul de ficat, Cristi Minculescu se simte plin de energie. A renunțat la carne și urmează o dietă bazată pe salate și pește. Merge mult pe jos și recunoaște că îi ard buzele să joace fotbal, dar nu poate. În schimb, a revenit în studioul de înregistrări și pregătește și un turneu. Punct aici informațiilor de astăzi. Pe protvplus.ro găsiți toate edițiile noastre de weekend. Despre sănătate vorbim în fiecare dimineață de luni până vineri la știrile ProTV. Ne găsiți și pe știrileprotv.ro. Zi frumoasă tuturor! Numai bine!